Okay, we need that. We need to hear the word of God. Yes, amen. Now, today I'm for preach the word of God. This is a very special topic for all of you. Și astăzi va vorbi despre un subiect care este special pentru noi. And when we are in the last day of this year. Fiind acum în ultimele zile anului. And I'm preaching my topics today here, the new beginning. Și subiectul va fi începutul noi. Because very soon we are entering the new year. And I know, I don't know, but the next time I will, this day is gone, the next week, the next Wednesday we are entered, but now we are started with a new beginning today. Da, și acum știm că deci suntem aici și săptămâna viitoare, când vom intra, va fi anul viitor și nu știm cine va ajunge și dacă vom ajunge, dar acum suntem aici și subiectul este începutul noi. When I say preach about the new beginning, and we see the scriptures inside in the Bible. Ne vom uita la versetele din Biblie. Book of Revelation, the last book. Deci ultima carte a Bibliei, Apocalipsa. And the last book he helped us to understand the new things. Și ultima carte a Bibliei ne ajută să înțelegem lucrurile noi. And now we see the last book of the Bible and he helped to us. We are entered and we are start a new beginning. Deci ultima carte a Bibliei ne ajută să înțelegem sau să începem acest început nou. Revelation chapter 21, verse 5. Apocalipsa 21, versetul 5. 21:5, okay. Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis, iată, eu fac toate lucrurile noi. Și a adăugat, scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Then he who sat on the throne said, behold, I make all things new. And he said to me, write, for these words are true and faithful. Now, what is the word the Bible helps us to understand? Behold, I am making all things new. Deci ne spune, iată, eu fac toate lucrurile noi. God is ready to make everything new for you, my brother, my sister. Domnul este acela care poate să facă toate lucrurile noi pentru tine, fratele meu și sora mea. And in this year, you are a lot of problems you face in your personal life and your family, your business, your job. Anul acesta, prin multe încercări, am trecut și am trecut fiecare, fie în familie, fie personal, fie la locul de muncă, fie business, fiecare în felul lui. Don't discourage yourself. Nu te lăsa descurajat. I give you good news today. Deci vreau să vă aduc o veste bună astăzi. I am making all things new. Ne spune, iată, eu voi face toate lucrurile noi. When you are disappointed, I'm telling you, God speak to you tonight. He ready to make everything new for you. Deci, dacă te simți descurajat, dezamăgit, acum vreau să spun, Dumnezeu face toate lucrurile noi pentru tine. And this is the God's promise is true. Aceasta este promisiunea lui Dumnezeu. When God Almighty, he make you promise, he is ready to make everything new for you in this year coming. Și dacă așa scrie cuvântul Domnului, că Domnul este acela care face toate lucrurile noi, deci intrăm într-un an nou și ne dăștuim în El, ne încredem în El, El face lucrurile noi pentru noi. And when you have a desire, when you hear to me, and you have a desire, yes, Pastor, I'm get ready to, I have a desire, God make me everything new. Și cel care ne auzi și l-auzim pe fratele Raj acum să ne punem această dorință. Doamne, fă Tu toate lucrurile noi pentru noi, unde simțim că avem nevoie. And when we read in the book of 2 Corinthians chapter 5, verse 17 says. Și când citim în cartea a doua Corinteni 5 cu 17 spune. If anyone is in Christ,
Dacă cineva este în Hristos, he is a new creation. Este o făptură nouă, sau, făptură nouă. The old has gone. Toate lucrurile vechi au pierit, au trecut. The new has come. Praise the Lord. Și toate aceste lucrurile noi au venit, o reînnoire. If you have given your life to Christ, you are a new creation. Praise the Lord. Amen. Dar dacă tu ți-ai dat viața lui Hristos, ești o creație nouă. Slăviți să fie Domnul. Whatever you feel like, good or bad, but God is ready to make you a new creation today. Și indiferent ce simți, te simți bine, te simți rău, Domnul este acela care face toate lucrurile noi. My brother, my sister, in the family of Christ, frații mei, you are disappointed in your life. Frații mei, surorile mele, prietene, te simți descurajat, dezamăgit în viața ta. What does this mean when I will preach to you tonight? You are a new creation in Christ. Ceea ce semnătatea lucrurilor care eu le spun acum, o creație nouă în Hristos. You know, what we release or feel in our heart happens, you know, it happens come in your life. And you see, the Christ make you a new creation in 2021. Și prin toate aceste lucruri prin care ai trecut în viața ta, vei vedea că ești toate lucrează pentru acea nouă creație, deci o făptură nouă. New beginning through with a new person. Începuturi noi care se petrec cu o persoană care este nouă, făptură nouă. You not enter in the new year, 21, with bad habits, old faith, discouragedness, unfaithfulness. You need to be changed all these things and you make yourself a new creation in Christ. Deci nu căuta să intre în anul acesta nou cu lucrurile vechi, cu obiceiurile rele, obiceiurile vechi care le-ai avut până acum, cu gândire greșită veche, cu necredință, cu îndoială, cu toate aceste lucruri. Nu căuta, ci caută să te reînnoiești la nivelul minții, să fii reînnoit și să intri în anul nou cu lucruri bune. And this is 21 century and we are entered 21. Ia, și suntem acum în secolul 21 și intrăm în anul 21. And the first thing you need to do, you need to make a new relationship. Și primul lucru care trebuie să faci este o relație nouă. And you have to think about, okay, I make a new relationship. Și poate what happens when I give a new life in Christ? Și poate te gândești, o relație nouă. Păi ce se petrece dacă eu îmi dau viața lui Hristos? You need to make yourself with Christ. That means you need to be separate with the sin. That means you make a new relationship with your God in heaven. Și ce înseamnă lucrul acesta este a ne separa de păcat și a ne crea o relație cu Dumnezeul nostru din ceruri. And when we read in the book of Ephesians chapter 2 verse 12. Și când citim la Efeseni 2 cu 14. Ok. Căci El este pacea noastră care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea. For He Himself is our peace, who has made both one and has broken down the middle wall of separation. Okay, now, Sister, you can try to read again for me Ephesians chapter 2, verse 12. 12? Okay. Yes. Okay, so Ephesians 2, 12. Aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străind de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. That at that time you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel and strangers
from the covenants of promise, having no hope and without God in the world. Without hope and without God in the world. Deci vedem, fără speranță și fără Dumnezeu în lume. You need to prepare a new relationship with your God. Tu trebuie să te pregătești să ai acea relație nouă cu Dumnezeu. Yes, this the first things that happen when you committed your life to Christ is that God gave you a new relationship. Și primul lucru care se petrece cu viața ta când îți dăruiești viața în mâinile Domnului este deci un început a unei relații noi. He is your God. He is your loving God. El este Dumnezeul tău. El este Dumnezeul tău care te iubește. He is now your loving and heavenly Father. El este Tatăl tău ceresc, care este un Tată iubitor. And you are his children. Și voi, noi suntem copiii lui. Spiritually. Spiritual. And his desire, because when you are maintaining your relationship, you are making new relationship with your God, you need to separate with the sin. Și dorința lui este, dacă tu îți faci cu el o relație nouă, să te separi de păcat. My brothers and sisters, frații mei dragi și surorile mele dragi, start a new beginning in your, for your life. Începe începutul nou în viața ta. You need a separate with the sin. Trebuie să te separi de păcat. The second thing. Și a doilea lucru. A new citizenship. O cetățenie nouă. And when I say the new citizenship, and you don't think about in America or another country, I'm talking about another one. Și dacă vorbește despre o cetățenie nouă, deci nu ne gândim la a deveni cetățeni a Americii sau știu eu, alte țări din lume. I'm talking about the second thing that God give to you when you committed your life to Christ is a new citizenship. Ci se referă la atunci când noi ne încredințăm viețile în mâinile lui Dumnezeu, el ne dă o cetățenie nouă. And you are still citizenship of your particular country. Și noi fiecare dintre noi suntem cetățeni a anumitei țări unde locuim. But now you are also a citizen of the kingdom of God. Dar de asemenea suntem cetățeni ai împărăției lui Dumnezeu. And now we see the scripture, the book of Acts chapter 5. Și ne uităm acum în Biblie la versetul la Faptele Apostolilor, so Acts 5. Yes. Faptele Apostolilor 5. Verse 29. Și versetul 29. Petru și apostolii ceilalți, drept răspuns, i-au zis, trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. But Peter and the other apostle answered and said, we ought to obey God rather than men. Now, we must obey God rather than the man. You know, we need to give respect to our God, and our God have a desire. We are entered with a new beginning and new relation and new citizenship entering the heaven. Deci noi trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Și ce dorește Dumnezeu? Începutul noi, o cetățenie nouă, cetățeni ai cerului. Aleluia. I don't know what the man told you, but I'm telling you that you need to obey to your God. Deci eu nu știu ce îți spun ție oamenii, dar eu îți spun că noi trebuie să ascultăm de Dumnezeu. And which God you need to obey? This God, he allowed you to enter with a new citizenship in the kingdom of God. Și acest Dumnezeu vrea și îți dă voie ca să intri cu această cetățenie cerească care îți dă să poți ajungi în împărăția lui. And I know that when anyone they are go to this own country to another country, they feel freedom in brain and they have the new things come in the mind immediately. Și știu că orice om pe pământ când pleacă din țara lui într-o altă țară, deci acolo de întâmplă lucruri noi. We are survive in the world, but they there in the world they have a lot of kind of issues, the problems we are facing, a COVID-19.
physical problems, emotionally problem, and mentally problem, and the family's problems. Dar aici pe pământ trecem prin atâtea situații grele. Deci vedem prin ce au trecut omenirea și am trecut toți anul acesta prin probleme financiare, probleme în lume, problemele cu COVID-19. Atâtea mari de situații grele. Trecem prin atâtea provocări. And our Lord is ready to give you opportunity to enter His kingdom. Și Dumnezeu îți dă această oportunitate să intre în împărăția Lui. And I'm encouraging you today. Și vă încurajez pe voi astăzi. You don't upset, oh, I don't have any kind of citizenship in other countries. But I will telling you the kingdom of God, His country, you need to enter there and you receive the citizenship of kingdom of God. Să vă încurajez, nu vă întristați dacă nu ați primit cetățenia unei țări pământești, ci la această cetățenie a cerului să lucrați. Domnul vă dăruiește, vă faceți cetățeni, dar voi să lucrați pentru intrarea în împărăția lui Dumnezeu. And when we are entering the kingdom of God, that means we need to prepare ourselves and we need to maintain ourselves and we need to make it separate with the sin. Și ca să intrăm în împărăția lui Dumnezeu, noi trebuie să ne despărțim de păcat, să fim separați de păcat. Și atunci putem ajunge să menținem starea aceasta. And if you not separate yourself with the sin, you are not enter in with a new citizenship in kingdom of God. Și dacă nu te desparți de păcat, nu te dezlipești de păcat, nu vei putea intra ca cetățean a împărăției lui Dumnezeu. Now we see the one more scripture, the book of Revelation, chapter 11, verse 5. Și ne mai uităm acum la un alt verset din, Revelation. 11:5. Dacă umblă cineva să le facă rău, le iese din gură un foc care miște pe vrășmașii lor și dacă vrea cineva să le facă rău, trebuie să piară în felul acesta. And if anyone wants to harm them, fire proceeds from their mouth and devours their enemies. And if anyone wants to harm them, he must be killed in this manner. Revelation chapter 11, verse 15. Am greșit de data aceasta, deci Apocalipsa 11:15. Cu 15. Îngerul al șaptelea a sunat din trâmbiță și în cer s-au auzit glasuri puternice care ziceau: Împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și ale Hristosului Său. Și el va împărăți în vecii vecilor. Then the seven angels sounded, and there were loud voices in heaven saying, The kingdoms of his world have become the kingdoms of our Lord and of his Christ, and he shall reign forever and ever. Amen. And somebody, the Bible tells us, this worldly kingdom will become. Și ne spune Biblia că deci această împărățiile lumea acesteia someday the whole these things will change. Și toate lucrurile vor fi schimbate. The kingdom of our Lord, the kingdom of our Lord and of his Christ, and he will regain of every ever and ever. Deci împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și al Hristosului Său și El va împărăți în vecii vecilor. Everything changed, my brothers, my sisters. Deci vedem, toate lucrurile se schimbă, sora noastră și fratele nostru drag. Not only does God give a new relationship. Dumnezeu nu numai că ne dă o relație nouă. With himself and make us citizen of his kingdom. Deci nu numai că ne ajută la o relație nouă cu El, dar ne face și cetățenii acestei împărății. But he also gives us a new family.
the family of God. Praise the Lord. Și pe lângă toate acestea ne dă și o familie nouă, familia lui Dumnezeu. You are not just related to God. Nu suntem doar într-o oarecare relație cu Dumnezeu doar. You are now related to other believers. Ci avem o relație și cu alți frați, alți credincioși. Everyone who truly believe in Jesus Christ is now your spiritual brothers and your sisters. Toți cei care cred în Iisus Hristos acum sunt frații noștri spirituali și surorile noastre spirituale. And this is one reason why you are never alone if you know Christ. Și acesta este motivul pentru care noi niciodată nu suntem singuri. Cei care cunosc pe Hristos știm că niciodată nu suntem singuri. And you are the part of God's family. Praise the Lord. Deci oricare dintre noi suntem parte a familiei lui Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul. With brothers and sisters in Christ who loves you and want to help you. Frații tăi și surorile tale care te iubesc și vor să te ajute. If you will let them. Dacă li vei lăsa să te ajute. A new beginning, you see the change come in your life. Deci vedeți începutul noi, cu schimbări noi care vin în viața noastră. Not just this thing, but the God gives you the new purpose also in your life. Și nu doar toate acestea care le-au menționat, dar de asemenea și un scop nou pentru viața ta. Some people are very focused, you know, they are focused for these things I do. Și unii oameni își concentrează atenția, oh, lucrul acesta vreau să le fac. Using all the things. Folosindu-și toate posibilitățile. To reach their goals. Ca să ajungă să poată să dobândească ceea ce își doresc. But the other people, they have thought they have the difficult the goal, the preparing. Dar unii au deci dificultate în a-și a ținti privirile spre un anumit o anumită țintă. They all have this in common because we all need a new family, new purpose in the 2021 year. Dar ce un lucru care îl avem în comun toți este că toți avem nevoie deci de Domnul pentru noi, pentru familiile noastre și anul care intrăm, anul nou care intrăm. They are, you know, all they are living only for themselves and their own happiness. Și vedem că lumea trăiește doar pentru ei, deci lumea devine atât de egocentră că trăiește doar pentru ei și pentru plăcerile lor sau pentru voia lor. They don't have any purpose for the new year, what they do. Și nu le pasă, deci nu au un scop definit pentru anul viitor. They are running for here and there. They are the same things the last to this year you have the purpose for marriage, the next year you have it also. If you're not married for in these 2 days and you go for the next year for the marriage, if you don't have it, the job you have the you go to the next year to find a job or the business or you do all these things. Deci, all your happiness. Deci fiecare cu problemele lui. Deci dacă nu are cineva un serviciu, tot la fel intră și în anul viitor. Dorința de serviciu. Nu are familie, nu a reușit să-și demeze familie anul acesta, tot cu aceleași dorințe intră și în anul viitor. But when we come to Christ, dacă noi venim la Hristos, God give us a new purpose. Dumnezeu ne dă un scop nou. Amen. Slăviți să fie Domnul. Now we want to live for Christ and not just ourselves. Și noi trebuie să învățăm să trăim pe Hristos, pentru Hristos, nu doar pentru noi înșine. God gives us a new purpose. Dumnezeu ne dă acest scop nou. Every year you have the purpose. I have a new job, new wife, new business, new house, new car, more children. Poate că fiecare are în fiecare an lucruri noi care dorește, o mașină nouă, o casă nouă, sau să se căsătorească, soție, soț. But God not just suffer all these things. Dar Dumnezeu nu doar se oprește pentru aceste lucruri. You know. But when we come to Christ, God give us a new purpose. Deci de unde am rămas, deci când noi venim la Hristos, deci Dumnezeu ne dă și un scop nou. Now we want to live for Christ and not just for ourselves. Deci scopul nou este de a trăi pentru Hristos, nu doar pentru noi înșine. But now we have the new power.
Avem putere nouă. One of the Bible's most comforting truth is that when we come to Christ. Și unul dintre adevărurile care ne dau cea mai multă mângâiere în Biblie este atunci când noi venim la Hristos. God himself come to live with us by his Holy Spirit. Dumnezeu însuși vine și intră în noi, deci cum descrie Biblia, el este în noi prin puterea Duhului Sfânt. When you come to Christ, când vii la Hristos, the Holy Spirit come to live within you. Duhul Sfânt vine și locuiește în tine, aleluia, glorie Domnului. God has given us a new purpose. Dumnezeu ne-a dăruit un scop nou. But dar without a new power will never be able to achieve it. Dar fără o putere aceasta sau dorința de putere nouă, niciodată nu vei putea să ajungi să o ai. And already Jesus Christ has promised us. Deci vedem toate promisiunile care Domnul Iisus Hristos ne-a dăruit. In the book of Acts, chapter 1, verse 8. Când citim la Faptele Apostolului 1 cu 8, Act 1? Yes, Act 1, 8. You will receive the power when the Holy Spirit comes upon you. Yes, acolo promisiunea ne spune că veți primi o putere când Duhul Sfânt se va coborî peste voi. We were not meant to live the Christian life in our own strength. Pentru că noi nu putem trăi o viață de creștin cu adevărat prin puterile noastre. God has provided his Holy Spirit to help us. Dumnezeu a pregătit dinainte Duhul Sfânt ca să ne ajute. Because God knows very well, we need to achieve a new thing. I'm start a new beginning. I need a power. And without Holy Spirit, you are not achieve your target for the 2021. Pentru că Dumnezeu știa dinainte că deși noi nu vom putea să intrăm în acest început nou și la o țintă nouă, fără puterea Duhului Sfânt. Și de aceea același plan este și pentru anul nou, anul în care intrăm 21. And Holy Spirit ready to help my brother, help you. Și Duhul Sfânt vrea să te ajute, fratele meu, sora mea. And you need it when you reach in 2021 and you have a need to be a new destination, you need to reach there. Și dacă când intrăm în anul acesta 21, deci să o facem ca o destinație care să ajungem acolo. And the most radical change of all when we come to Christ is that gives us a new destiny. Și ceea ce Dumnezeu ne dă un destin nou atunci când ne întoarcem la Hristos. And when we see the book of Romans, chapter 6, verse 23. Okay, Romans 6. Romans 6, 23. Chapter 6, verse 23. Yes, 23, yes. Roman 6, 23. Fiindcă 6, 23. Yes. Ok. Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Amen. Să fie Domnul. Once we are headed for hell. Deci odată noi eram toți porniți spre iad, clar. Now we are headed for heaven. Dar acum, deci prin Dumnezeu, prin Hristos, suntem porniți, ținta noastră este cerul. Once we were born for internal separation from God. Deci prin păcatul adamic eram toți porniți spre spre separarea pentru eternitate de Dumnezeu. Now we live with him forever. Dar acum, deci destinul nostru este de a trăi pentru totdeauna cu ea. Once we had no hope of eternal life, now we do. Atunci nu era nicio speranță pentru noi, pentru viața veșnică, acum avem speranțe. The Bible says we are reading already chapter 6 and verse 23. Deci Biblia ne spune, cum am citit. The weeks of the sin is death,
But the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Hallelujah. The wages of sin, yes. Deci fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viață veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Hallelujah. In the midst of life. În mijlocul trăirii noastre, viața aceasta pe pământ. Problems. Sunt tot felul de probleme. And broken hearted. Inimi stropite, rănite. Never forget. Oameni care niciodată nu pot să uite, să ierte. This is a temporary one day of my brothers and sisters. Dar toate aceste lucruri sunt temporare, fratele meu drag și soarele mea dragă și prietene drag. And we will be with Christ forever. Deci noi vom fi cu Hristos pentru totdeauna. Before us is a new destiny when we belong to Him. Deci, pentru că pentru noi este un destin nou atunci când noi îi aparținem. And how you reach to a new destiny when you make when you start a new beginning. Și cum vei ajunge la acest destin nou când vei începe acest început nou. Praise the Lord. Slăvit să fie Domnul. And one more thing I will telling you now. Și un lucru care vreau să ne zică. A new journey in your life. O călătorie nouă în viața ta. Remember. Atuți aminte. When we come to Christ. Când te întorci, când vii la Hristos. God give us a whole new life. Dumnezeu ne dă o viață nouă. A new relationship. O relație nouă. A new relationship. O relație nouă. A new citizenship. O cetățenie nouă. A new family. O familie nouă. A new purpose. Un scop nou. A new power. Putere nouă. A new destiny. Și o destinație nouă sau un nou destin. Gloria, glorie Domnului Iisus. Praise God. Amen. Don't ever take lightly. Deci nu lua ca de apucat. What Christ did for you on the cross. Ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru tine la cruce. And don't ever take lightly what God has given you. Și nu lua ca apucat ceea ce Dumnezeu ți-a dăruit și ți-a oferit. If you have turned to Christ in repentance and faith. Dacă te-ai întors la Hristos sau te întorci la Hristos cu prin credință, cu pocăință. But this is not the end of his boundaries. Căci nu este sfârșitul the boundaries. Yeah, boundary. Yeah, deci nu este sfârșitul granițelor. But this is not the end of his boundary. Deci nu este sfârșitul granițelor. For God also give us one final gift. Deci nu este sfârșitul tuturor lucrurilor care ne le dă, ci Dumnezeu ne mai dă încă un dar. A new journey. O călătorie nouă. A whole new path in following the day he's taken us to heaven, praise the Lord. Și această călătorie care ne duce spre cerul, slăvit să fie Domnul. In other words, și alte lucrări sau în alte cuvinte, your decision for Christ is not an end but beginning. Și decizia ta de a-L urma pe Hristos nu este un sfârșit, ci este un început. The beginning of a whole new life. Începutul a unei vieți cu totul noi. We are not only called to become Christian. Deci noi nu suntem doar chemați ca să fim creștini. We are also called to be Christians. Okay, really. We are also called to be Christian, not become Christian. Okay, deci nu suntem chemați ca să devenim creștini, ci suntem chemați ca să trăim ca creștini. The Christian life is a new journey. Praise the Lord. Și viața de creștin este o călătorie nouă, slăviți să fie Domnul. One that will take us the rest of
our lives. Care ne va, our lives, care ne va, care va ține toată viața noastră. And my brothers and sisters. Frații mei dragi și surorile noastre dragi. Încredeți-vă în Domnul. Trust in the Lord. Încredeți-vă în Domnul. We are not only called for become Christian. Și nu suntem chemați, repet, nu suntem chemați ca să devenim cândva creștini. We are also called to be Christian. Și suntem chemați ca să fim creștini acum, să trăim ca o viață de creștini. You need to see yourself. Și trebuie să vedem, să ne verificăm. Become Christian or to be Christian. Vrem doar să devenim cândva creștini ori suntem deja creștini. You need to check tonight. Trebuie să te verifici, să ne verificăm. And I know that just a few more hours we are entered to the new year. Și doar câteva ore care ne despart de intrarea în noul an. When we are entered the new year means we are new start, we new beginning in your life. Și începem un început nou a vieții noastre. And don't forget nu uitați. What Christ does on cross for you. Nu uitați ce a făcut Dumnezeu prin Iisus Hristos la cruce pentru voi. Pentru noi. You need to see yourself. Trebuie să ne verificăm, să te verifici. And talk to yourself. What și să I vorbim cu noi înșine. Ce facem? Ce am făcut anul acesta? You take a decision today. Și să luăm o decizie astăzi. When I enter the new new year, what I do? What I do? Ce voi face? Deci ce decizie iei pentru noul an în care intri? And according this verse I will give to you the according all these things I speak to you, you need to take time to meditate. Și deci să fim atenți la toate versetele care le-am primit din Biblie și să luăm un timp să medităm, să reflectăm. He give to you. Deci acestea toate ne le dărui Domnul și ți le dărești și ție. You take a decision. Tu trebuie să iei decizia și noi toți în dreptul nostru. Ce să facem? Now I'm praying for all of you. Și acum se va ruga pentru toți. Heavenly Father. Da, Tată Ceresc. I worship your name, O Lord. Mă închin numele Tău, Doamne. And I praise you. Și te slăvesc, Doamne. You have a desire we start a new beginning. Da, Doamne, Tu dorești, Doamne, ca noi să începem un nou început, Doamne. Lord, you help us we are understand this seventh step in our life. Ajută-ne, Doamne, să înțelegem acești șapte pași, Doamne, spre această lucrare. Lord, I believe you for your people tonight. Și eu cred, Doamne, că Tu ai stat de vorbă cu oamenii Tăi în seara aceasta, dimineața aceasta. And I believe you help help them, Lord. Și eu cred, Doamne, că Tu ne ajuți și pe noi și pe cei care n-au luat încă decizii, Doamne. Lord, you give them peace, joy, strength and power. Da, Doamne, Te rugăm să le dăruiești, Doamne, pace, bucurie, tărie și putere. And Lord Jesus, you help us also. Și Te rugăm, Doamne, să ne ajuți și pe noi, Doamne. And this is your will, this is your desire, this is you have you think about the people so much in the world. Deci aceasta este voia Ta, Doamne, dorința Ta și ceea ce Tu dorești de la noi ca oameni, Doamne. Father God, you show your mercy upon each and every person they get ready to accept you as the personal savior alone. Da, Tată Dumnezeu, Te rog, arată-ți mila și bunătatea Ta pentru toți cei care încă nu Te-au primit ca salvator personal, Doamne, și ajută-i, Doamne, să Te primească. Lord, we are not just to become Christian. Nu doar să dorim să devenim cândva creștini, Doamne. But you help us, we be Christian, Lord. Și ajută-ne, Doamne, ca noi să trăim o viață de creștini. Lord, you touch for each and every heart tonight. Și Te rog, Doamne, Tu să atingi orice inimă, Doamne, de la Tău. Your people's faith, Lord. Și restaurează credința oamenilor Tăi, Doamne. You help them, they repent and they follow you, Father. Ajută-i, Doamne, Iisus, în a necăi și ajută-ne pe toți, Doamne, să necăim, o Doamne, și să urmăm cărările Tale. And your powerful hand to touch each and every one, Father. Și mâna Ta tot puternică să se atingă de fiecare, Doamne. Thank you, Almighty God, you help me in this year with a few more hours in our hand, and Lord, you help to me to share the new beginning message for your people.
Și îți mulțumesc, Doamne, că acum în ultimele ore acestui an mi-a ajutat și pe mine, l-a ajutat pe fratele Raj, Doamne, ca să împărtășească acest mesaj despre începuturile noi. Thank you, Almighty God, for I surrender for everything in your precious hand, Lord. Și îți mulțumesc ca tot puternicului Dumnezeu și toate lucrurile am încredințat în mâinile tale prețioase. And when you people, they send us the prayer request, you know, the Lord, you touch them and you heal them, Lord. Da, Doamne, și toți cei care și-au trimis cerele de rugăciune înaintea ta, Doamne, atinge-te de oamenii tăi, Doamne, și lasă vindecare și binecuvântare peste ei. And Father God, you restore your health, your people. Restaurează sănătatea oamenilor tăi, Doamne, Tată. And Father, especially I pray for Sister Pisa, you touch her. Și te rugăm și pentru sora Pisa, Doamne, tu să o atingi, Doamne. Finally, Father God, your precious hand to touch her when she suffer for the whole those problems, so Lord, but you have give her the strength and power to serve for your kingdom. Hallelujah. Da, Doamne Iisuse, prin multe probleme și de sănătate prin care trece, Doamne Iisuse, și totuși, Doamne, tu ai dat putere și tărie să treacă prin toate acestea și să te slujească pe tine, Doamne. And you bless us all the of them and her family also, Lord. Da, Doamne, și binecuvântează-mă și pe mine și familia mea, Doamne. Me and my family. Fratele Ra și familia lui, Doamne. Our local ministry. Lucrarea care fac acolo local. And our international ministry. Și lucrarea care facem pe internet. And my whole the member of the world, the Lord, they are working with us. You bless them, protect them, and use them for your kingdom, Lord. Și toți frații și surorile care lucrăm împreună, Doamne, din întreaga lume, te rog, binecuvântează-i, protejează-i tu, Doamne, și folosește-ne pe toți, Doamne, pentru împărăția ta. And Father, we give all the glory and honor to your name in Jesus' mighty name we pray. Amen. Da, Tată, și prin toate aceste, Doamne, îți dăm toată gloria și onoarea numelui Tău și numele măreț al Domnului Iisus Hristos ne-am rugat. Amin. Amin. Amin.